toamna, reîncep și în biserica noastră toate lucrările. Viața se aglomerează, ritmul este din ce în ce mai alert și așa cum dimineața ați văzut că intrăm într-o nouă carte, în după masa asta am vrea să inițiem o nouă serie legată de cina Domnului. Dar deja știți pe din afară textul care îl citim de ani de zile atunci când ne apropiem de masa Domnului. 1 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23. Căci am învățat de la Domnul, da? De la El am auzit ce am învățat, și anume că Domnul Iisus Hristos, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta, să beți din el spre pomenirea mea. Căci ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta sau beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Dacă e să ne alegem următorul tronson de drum la cina Domnului, probabil că trebuie să facem ce am încercat și azi dimineață, să vedem de unde venim și de ce mergem, încotro mergem. Și de aceea dați-mi voie în seara aceasta să încep cu o retrospectivă, pentru ca să putem vedea cum vom continua drumul și ce anume am dori să ne învețe Duhul lui Dumnezeu când ne vom apropia de masa Domnului. În 2013 am început vestind moartea Domnului și am plecat de la textul din capitolul 5, versetele 1 și 2 din Efeseni, în care am fost îndemnat să urmăm pilda lui Dumnezeu ca niște copii pe a iubit, străiți în dragoste, continuă versetul 2, după cum și Hristos ne-a iubit, s-a dat pe sine pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Dacă vă uitați pe imaginea din fața voastră, Hristos este prins într-un fel între noi și Tatăl. Dar pentru că Sfânta Treime nu poate fi niciodată dezbinată împotriva ei, întotdeauna Tatăl are prioritate în fața noastră. Și de aceea s-a dat pe sine pentru noi, dar a făcut-o în primul rând ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Iar atunci când vestim moartea Domnului, nu ne putem gândi doar la noi, nu putem întoarce reflectoarele doar spre noi. Mai întâi trebuie să întrebăm care sunt așteptările Tatălui care trebuiau împlinite prin moartea Fiului Său. Și dați-mi voie să le înșir doar. În primul rând am văzut că Domnul Iisus Hristos a murit ca să ratifice noul legământ sau noul testament. Un testament nu este valabil decât după moartea testamentarului, ori cel care a făcut promisiunea este Tatăl, în Ieremia, capitolul 31, înainte de ruperea legământului. Dar ce înseamnă faptul că atunci când s-a așezat la masă și a luat paharul, Domnul Iisus a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu? Dar cine ești, Doamne Iisuse? Dragii mei, dacă Domnul Iisus nu este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, nimic din promisiunile vechiului legământ nu există pentru noi. De aceea, divinitatea Domnului Iisus Hristos este absolut vitală pentru mântuirea noastră. Dar El a venit nu doar să ratifice noul legământ, ci să satisfacă și să dovedească dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis: plata păcatului este moartea. Ori El nu putea schimba pe Adam și Eva cu niște dobitoace care au fost tăiate și omorâte ca să îi îmbrace cu haine de piele. Și de aceea, la împlinirea vremii, Dumnezeu însuși era în Hristos împăcând lumea cu sine și în felul acesta dreptatea Lui a fost împlinită. În al treilea rând, Domnul Iisus a venit să curețe templul ceresc de toate păcatele adunate înaintea Tatălui. Când noi păcătuim, păcătuim împotriva cerului și apoi împotriva semenilor noștri. Și de aceea păcatele noastre se adună în ceruri, înaintea lui Dumnezeu. Și după cum 16 secole la rând, marele preot în ziua ispășirii curăța sau făcea ispășire pentru cortul întâlnirii, așa Domnul Iisus la împlinirea vremii a trebuit să facă ispășire pentru templul ceresc, să adune păcatele, să le ducă în domeniile lui Azazel. Și Petru spune: El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Victoria lui, împlinirea
planurilor lui Dumnezeu. În felul acesta s-au creat condițiile aruncării din cer al pârâșului fraților noștri. Nu uitați, zi și noapte îi pâra înaintea Dumnezeului nostru. De ce? Pentru că în fișierele cerului erau toate păcatele lumii. Când Domnul Iisus a plătit pentru ele ca mielea lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, dragii mei, peste toate păcatele mărturisire a fost scris achitat. Și în felul acesta, Satan împreună cu îngerii lui au fost aruncați afară din cer. Apocalipsa, capitolul 12. Odată Satan a aruncat din cer, cel care a închis porțile împărăției le-a putut redeschide din nou ca să ne cheme acasă. Și, dragii mei, nu este extraordinar să știm că avem intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie, pe care ne-a pregătit-o El, prin frângerea trupului Său, prin ceea ce noi celebrăm, ori de câte ori ne așezăm la masa Domnului. Dar porțile sunt deschise. Întrebarea este, care dintre noi este desăvârșit și vrednic să intre pe ele? Și de aceea, prin lucrarea Lui desăvârșită, ne-a desăvârșit pe noi, ne-a făcut compatibil cu cerul și ne putem întoarce acasă la Tatăl. Și în felul acesta, planurile eterne ale Tatălui pot merge spre împlinirea lor. 7 lucruri pe care Fiul lui Dumnezeu, prin moartea Lui, a trebuit să le facă mai întâi pentru Tatăl. Mai întâi pentru Tatăl. Am citit dimineață textul din Efeseni. Dumnezeu a binevoit să ne descopere taina voiei sale după planul pe care a alcătuise în sine însuși înainte de întemeierea lumii. Și care sunt planurile Lui care trebuie împlinite? Să adune iarăși într-unul în Hristos toate lucrurile, cele din cer și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți pentru aceasta după hotărârea celui ce face toate lucrurile după sfatul voiei Lui. Dar indiferent ce a plănuit Dumnezeu în eternitate, fără jertfa lui Hristos, aceste lucruri nu s-ar fi putut împlini. Și în felul acesta, terminând lucrarea pentru Tatăl, prin moartea Lui, dragii mei, toate cele 7 lucruri sunt așezate la locul lor și planurile lui Dumnezeu merg spre împlinire. Și toate acestea, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am crezut în El, am nădăjduit în El. În ultima instanță, din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. A Lui să fie slava în veci. Amin. Dar textul spune, s-a dat pe sine însuși pentru noi ca un prinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Și dacă Tatăl este mulțumit și satisfăcut, atunci și noi primim tot ce avem nevoie pentru a ne reîntoarce acasă, pentru a recâștiga paradisul pierdut. Dragii mei, prin jertfa Domnului Iisus Hristos avem toate cele 7 lucruri. Avem izbăvire, ispășire, avem îndreptățire, împăcare, înfiere, pecetluire cu Duhul Sfânt și avem și moștenirea care ne așteaptă în ceruri. Moștenirea deplină, șederea împreună cu El pe tronul slavei lui Dumnezeu, așa cum și El a biruit și a așezut pe tronul Tatălui. După ce am trecut prin toate aceste lucruri, am încercat să facem al doilea lucru la care ne cheamă textul pe care tocmai l-am citit. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Dar cine ești, Doamne Iisuse Hristoase, Cel care ai făcut toate aceste lucruri pentru Tatăl și pentru noi? Și am văzut că El este mielul. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, singurul care a putut deșerta cupa păcatelor întregii omeniri, plătind pentru păcatele tuturor. Dacă Dumnezeu voiește să mântuiască pe toți oamenii, Hristos n-a murit doar pentru unii, a trebuit să moară pentru toți. Și așa spune textul. Și de aceea noi trebuie să ne rugăm pentru toți oamenii, să vestim tuturor celor din jurul nostru harul pe care Dumnezeu este gata să-l toarne peste oricine crede în El. Este interesant textul din Efeseni, capitolul 1, când Dumnezeu vorbește despre Duhul Sfânt făgăduit mai dinainte pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Câștigați de Dumnezeu. De ce nu i-a putut câștiga pe toți? Pentru că ți-a dat ție și mie libertatea să spunem da sau nu, să primim sau să respingem toată jertfa Domnului Iisus Hristos, toată lucrarea Lui.
Dar fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, ne-a dus anul de îndurare în locul zilei de răzbunare a Domnului. Ne-a dat harul, dragii mei, să fim pecetluiți pentru Dumnezeu, puși deoparte ca cei din Efes pentru Domnul. El este mielul din veșnicii. Am văzut dimineață că toate aceste lucruri au fost hotărâte înainte de întemeirea lumii și Fiul lui Dumnezeu a dezbrăcat slava lui și a devenit mielul lui Dumnezeu înainte de întemeirea lumii. Țineți minte imaginea? El ne-a ales, sau în El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii ca să fim sfinți și fără prihană. Dar pentru aceasta trebuia să fim înfiați. Ca să fim înfiați, trebuia să fim răscumpărați și iertați. Dar ca să fim răscumpărați și iertați, El, eternul Fiu al lui Dumnezeu, a trebuit să devină unul ca noi. Să fie al doilea Adam, fratele nostru mai mare, să poată plăti. Era o condiție ca El să poată fi marele preot, să fie luat din mijlocul nostru și să fie pus prin voia lui Dumnezeu. Ambele condiții le-a îndeplinit Fiul lui Dumnezeu. Și observați, planurile au fost alcătuite în triunul Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De aceea a putut spune Domnul Iisus, nimeni nu-mi ia viața, o dau de bunăvoie. O dau de bunăvoie, asta este porunca Tatălui. Dragii mei, ne-am întrebat de multe ori, cum s-a putut odihni Dumnezeu în ziua șaptea de toate lucrările Lui, când El știa că în ziua opta omul va face praf totul? La îndemnul șarpelui, într-un singur mod, la umbra crucii Fiului Său pregătit pentru junghiere. Doar așa putea Dumnezeu să se odihnească în ziua șaptea. Și de aceea nu ne putem opri la mielul din veșnicii. Ce am văzut cu ani în urmă, că El este și mielul întrupat. El este și mielul crucificat. Este și mielul înviat a treia zi din morți și mielul înălțat. Și acolo, la dreapta Tatălui, între cele patru făpturi vii și cei 24 de bătrâni, Ioan vede un miel care părea junghiat, avea 7 coarne, 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise pe tot pământul. După ce l-am pomenit pe El, ne-am gândit să luăm în serios și ce ne-a spus El. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea până când voi veni eu, până când va începe nunta în prezența Mirelui Ceresc. Și câțiva ani la rând am stat și ne-am focalizat pe venirea Domnului și nu de mult am terminat o serie de prelegeri, de texte. Am lăsat ca de pe versanții altor cărți să se alimenteze albia cărții 1-2 Tesaloniceni, în care în fiecare capitol se pomenește venirea Domnului. Și am strigat și noi cu Ioan, cu cel exilat în Patmos, Maranata, vino Doamne Iisuse. Dar când îl chemăm pe El, dragii mei, El nu vine ca miel. Această lucrare s-a terminat. El a fost dat la moarte odată pentru totdeauna. Va veni ca leu să aducă ziua răzbunării Domnului. Se deschide cerul și un cal alb cu cine sta pe el, îmbrăcat într-o haină muiată în sânge, urmat de oștile din cer, îmbrăcate în haine albe și strălucitoare. Va veni și cu sabia gurii lui, va nimici pe toți vrășmașii lui. Moartea și locuința morților vor fi aruncate în iazul de foc. Și odată ce vrășmașii lui vor fi făcuți așternut al picioarelor lui, va putea începe nunta. Va putea începe nunta spre care aleargă istoria, pe care o așteaptă cerul întreg. Și până atunci, dragii mei, Duhul lui Dumnezeu pregătește din oameni ca tine, ca mine, din cei care am nădăjduit mai dinainte în El, o mireasă sfântă și fără prihană, Mirelui Ceresc. Dar ne apropiem de un alt tronson de drum pe care am vrea să pornim la cina Domnului. Am vorbit despre moartea Domnului Iisus Hristos, l-am pomenit pe El și așteptăm venirea Lui. Întrebarea este, cine va sta la masă în jurul mesei nunții mielului? Cine? Cum ar trebui să arate biserica Lui pentru care Hristos a venit și a dat viața? Cum vor arăta cei pe care El îi va prezenta înaintea Tatălui și înaintea întregului cer? Înaintea întregului cer. În Efeseni, în capitolul 5, când am intrat în segmentul despre familie, Pavel a început așa,
Supuneți-vă unii altora în frica lui Hristos, nevestelor fiți supuse bărbaților voștri ca Domnului, dar apoi a continuat. Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica. S-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică, slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau sfântă și fără prihană. Dragii mei, asta a fost voia Tatălui înainte ca El să fi zis să fie lumină. De aceea ne-a ales înainte de întemeirea lumii să fim așa, să fim sfinți și fără prihană. El a ales, dacă vreți, haina de nuntă a miresei fiului său. Astăzi miresele se îmbracă cum au banii și cum doresc. Atunci, dragii mei, mireasa va fi îmbrăcată cum dorește Tatăl mirelui, cum dorește Tatăl nostru al tuturor. În haina neprihănirii a Domnului nostru Iisus Hristos, fără pată, fără zbârcitură, ci sfântă și fără prihană. Nu lucrul acesta l-a hotărât Dumnezeu înainte de întemeirea lumii. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeirea lumii să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său. Dragii mei, cei care, sau cel care trebuie să se bucure de nuntă și de mireasa Fiului Său, este Tatăl însuși. El ne va invita să stăm alături de Fiul Său pe tronul Lui. Celui ce va birui voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, a spus Domnul Iisus, după cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu lângă scaunul Lui de domnie. Dacă nu ești mireasa Lui, n-ai ce căuta pe tron lângă El. Dragii mei, noi vom domni împreună cu El. Nouă, miresei Lui, a supus Dumnezeu lumea viitoare, nu îngerilor. Pe noi ne-a creat pentru aceasta, dar lucrul acesta trebuie să le credem. Și ca să fim așa, în El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său. De câțiva ani întotdeauna ne oprim în versetul 26 pe care îl citim la cina Domnului. Dar cum ar fi să citim și versetul 27 la 32? Ai un microfon sau să-ți dau unul? L-ai acolo? Uitați-vă cum continuă textul pe care nu l-am prea citit între noi. Versetul 27. Mulțumesc frumos, Tavi. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi, și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Disciplinați de Domnul să nu fim osândiți odată cu lumea. Ce implicații serioase are apropierea de masa Domnului cu nebăgare de seamă. Fiecare să cerceteze, dar pe sine însuși, să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta, să bea din paharul acesta. Pentru că implicațiile sunt atât de serioase, dragii mei, întrebarea este ce să facem în astfel de momente ca să întindem mâna după pâine și vin și să nu ne facem mai răi, ci mai buni. Cu alte cuvinte, nu cumva, adunându-ne în jurul mesei Domnului, în jurul mesei Regelui nostru, ar trebui să lăsăm Duhul Lui Cel Sfânt să lucreze în noi, să ne pregătească pentru momentul acela al întâlnirii cu El, momentul acela al nunții. Observați ce spune textul, din pricina aceasta, din pricina faptului că am golit ritualul de semnificație și a rămas o coajă, a rămas un ritual, un gest de foarte multe ori, din pricina aceasta între voi sunt mulți neputincioși, bolnavi și nu puțin dormi.
nu puțin dorm. Cu alte cuvinte, o biserică care are o formă de evlavie, tăgăduindu-i puterea. Și asta direcție este în care merge biserica, dragii mei, lepădarea de credință, creierea drumului pentru venirea anticristului. Asta este direcția în care curge istoria, dacă nu ne trezim, cel puțin în astfel de momente. Dați-mi voie să pun întrebarea, ce așteaptă mirele de la mireasa lui, ca să se poate bucura de ea când o voi prezenta înaintea Tatălui și înaintea Sfinților Îngeri? El așteaptă să fim, ca biserică, ceea ce El a venit să facă din ea prin faptul că s-a dat pe sine pentru ea ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze această biserică înaintea Lui sfântă și fără prihană, fără pată, fără zbârcitură, sfântă și fără prihană. Cu alte cuvinte, la cina Domnului ne vom pune o întrebare. De fapt, cine suntem noi? Am pus întrebarea, cine ești Tu, Doamne Iisuse, de ai putut face toate aceste lucruri pentru Tatăl și pentru noi? Și Sfinții Părinți au răspuns, El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, lumină din lumină. Dar acum trebuie să ne întoarcem spre noi, să ne întrebăm, oare sunt ceea ce ar trebui să fiu, ceea ce așteaptă mirele? Oare sunt în această devenire, în această sfințire, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, ne spune autorul epistolei către evrei? Dragii mei, atunci când ne gândim la doctrina bisericii, trei întrebări esențiale trebuie să stea înaintea noastră, să găsim răspuns la ele din Scriptură. În primul rând, cine suntem? Atunci când o fecioară se logodește și spune da mirelui ei, prima întrebare pe care trebuie să o pune este cine sunt? Și va trebui să răspundă, da, sunt mireasă. Dacă sunt mireasă, nu mă pot purta ca o femeie stricată, nu mă pot îmbrăca așa, nu pot vorbi așa, nu pot flirta așa. S-au schimbat toate lucrurile. Și de aceea este important să știi cine ești. Pentru că ceea ce faci trebuie să fie în armonie cu statutul tău, nu-i așa? Dar dacă am aflat cine sunt și ce am de făcut, a treia întrebare este cum trebuie să facem lucrurile acestea. Ori noi suntem lăsați în mijlocul lumii și de aceea formele în care turnăm identitatea și funcțiile noastre trebuie să slujească aceste funcții. Nu putem alege și să ne certăm pe forme în mod inutil. Deci cine sunt, ce am de făcut și cum fac ceea ce am de făcut? Sau să pun în alți termeni. Trebuie să definim corect biserica, să înțelegem funcțiile ei în lumina naturii bisericii și pe urmă putem să ne alegem formele relevante în societatea în care noi trăim. Dați-mi voie să le așez ca să facem pașii în direcția aceasta. Definiția bisericii sau cine suntem este cea mai importantă întrebare. Aduc o analogie. Deschid Biblia și când deschid Biblia vreau să o înțeleg. Primul pas pe care trebuie să-l fac este să observ ce scrie textul. Toate detaliile din el. Să văd virgulele, să văd, dragii mei, exact ce scrie textul. Dacă observație e proastă, interpretare e proastă, aplicație e proastă. Cu alte cuvinte, dacă ai greșit direcția în care pornești, totul se strică. La fel este și aici. Dacă n-am înțeles cine suntem, nu contează ce facem. Și nu contează cum facem ceea ce facem. De cele mai multe ori, bisericile se despart din pricina certurilor pe forme. Da? Știți de ce? Pentru că nu ne cunoaștem nici cine suntem, nici ce avem de făcut. Dacă am ști ce avem de făcut, am ști exact care forme sunt potrivite și care nu sunt. Dar să încep cu începutul. Cum ajung la definiția bisericii? Pe imaginea din fața voastră vedeți că definiția și formele nu le inventăm noi, le descoperim în Scriptură. Biserica este a lui Dumnezeu. Nu-i baptistă, nu-i penticostală, nu-i catolică, nu-i ortodoxă. Religia n-are nimic a face cu biserica, dragii mei. Astea sunt gardul pe care l-am ridicat noi. Biserica este a lui Hristos, El este capul. Dumnezeu l-a dat peste toate lucrurile bisericii. L-a dat căpetenie peste ele. Noi suntem trupul Lui, plinătatea Celui ce plinește totul în toți. Noi trăim sub ascultarea Lui Hristos, ne supunem unii altora în frica Lui Hristos. Deci cum să ajungem la cine suntem, la definiția bisericii?
Aș putea trece prin Biblie și să iau termenii care definesc biserica, de pildă eclesia sau adunarea sau casa Domnului sau locașul Domnului sau ucenici. Prima dată au fost numiți ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Așa a fost numită biserica în Faptele Apostolilor. Știți care este problema? Conceptul de biserică este mult mai larg decât suma termenilor prin care biserica este amintită în Noul Testament. Cu alte cuvinte, prima cărare nu mă duce la înțelegerea definiției bisericii. Să încerc altceva, să iau documentele bisericii Noului Testament și să le radiografiez cu grijă. Care este concluzia la care voi ajunge? Voi înțelege toate bolile bisericii, dar nu voi înțelege ce ar trebui să fie biserica. Pentru că toate documentele bisericii sunt ocazionate de diverse probleme. Din Corint, din Efes, din Galatia, da? Din Filipi, indiferent unde m-aș duce. Văd tot felul de probleme pe care Duhul lui Dumnezeu, prin autorii Noului Testament, încearcă să le rezolve. Deci nici calea aceasta nu mă ajută prea mult. Și de aceea Tavi a amintit deja metaforele despre biserică sau pentru biserică. Ce sunt metaforele? Analogii sau, dați-mi voie să le numesc altfel, idealurile pe care Duhul lui Dumnezeu le aduce într-un context de boală spre vindecarea bolii respective. De pildă, dacă sunt zizanii în trupul lui Hristos, metafora trupului este adusă în discuție. Și trupul este în armonie. Cu alte cuvinte, mădularele mele nu se ceartă unele cu altele, ci îngrijim unele de altele. Mâna stângă de mâna dreaptă, piciorul de cap, capul de trup. Da? Suntem în armonie, suntem un întreg funcțional în toată diversitatea trupului. Metaforele sunt idealuri pe care Duhul lui Dumnezeu le aduce în contextul bolii ca să ne cheme la vindecare, să ne ridicăm din bolile noastre, să devenim ceea ce Hristos așteaptă la nunta Lui. La nunta Lui. Cu alte cuvinte, metaforele, într-un fel, sunt ceea ce biserica ar trebui să devină. Metaforele sunt idealurile pe care Duhul lui Dumnezeu le așează înaintea noastră. În seara aceasta aș vrea să le înșir. Și în lunile următoare, dacă Dumnezeu ne va ajuta și nu va reveni, dacă nu se va completa lucrul acolo sus, dacă El va reveni, vom lua una câte una aceste metafore și vom încerca să ne uităm în oglinzile acestea și să ne lăsăm vindecați, dragii mei, indiferent ce boală ar bântui în zilele noastre printre noi. Le-am așezat în forma unui om. Ca să nu uitați că biserica sunt oamenii, nu zidurile și programele. Dar dați-mi voie să încep cu prima pe care a amintit-o Tavi și i-a aruncat provocarea lui Andrei Zisu. În primul rând, biserica este o familie. O familie are un tată și are copii, nu-i așa? Și asta este biserica. Noi suntem numiți copiii lui Dumnezeu și noi am fost învățați o singură rugăciune. Cum e? Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Și dacă aș continua rugăciunea, am vedea că un fiul cinstește pe tatăl său și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Și totdeauna într-o familie, cel care trebuie să primească toată cinstea este tatăl. Pentru că din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Și ați văzut de câte ori spune Pavel în primele versete din Efeseni lucrul acesta. Dar apoi aș putea cobori la un alt set de metafore. Casă, templu sau un loc sfânt pentru Domnul sau în Domnul. Dacă cobor un pic mai jos, mă întâlnesc cu metafora miresei sau cu metafora turmei. Și dacă cobor în stânga, am metafora preoției și a mlădiței sau metafora trupului și metafora poporului. Observați, toate acestea definesc biserica, nu una singură, ci toate împreună. Când mă uit atent la fiecare metaforă, descoper trei dimensiuni esențiale pe care se definește biserica. Am spus, o familie trebuie să aibă un tată, un părinte, nu-i așa? Trebuie să aibă un părinte. Și am relația cu părintele. Dacă vin la casă, templu sau locaș, trebuie să aibă un locatar. Faceți-mi
un templu sfânt și eu voi veni să locuiesc în mijlocul vostru. Dacă vorbesc de o mireasă, conceptul n-are sens fără un mire. Și dacă văd o turmă, mă gândesc la păstor. Dacă cobor un pic mai jos, preoția trebuie să aibă un mare preot și vița trebuie să stea altoită, sau mlădița trebuie să stea altoită în viță. Și când mă gândesc la trup, imediat îmi vine în minte capul, iar poporul trebuie să aibă un împărat. Observați, prima dimensiune a bisericii este relația pe verticală, relația cu Dumnezeu. Dar apoi este și relația dintre noi, este mădulare unii altora. Am stat câteva luni de zile în jurul cinei Domnului pe acest unii altora în Biblie. Noi suntem un trup mădulare unii altora. Suntem un popor, cetățeni, împreună cu sfinții. Dragii mei, dacă suntem o preoție, sub marele nostru preot, noi suntem o ceată întreagă de preoți. O ceată întreagă de preoți. Și în viță nu este o singură mlădiță, ci o multitudine de mlădițe. Și noi suntem toți altoiți acolo. Cu alte cuvinte, alte două dimensiuni se desprind din metafore. Relațiile dintre noi și relațiile bisericii cu lumea din jurul nostru. În ce relație sunt aceste trei dimensiuni? Relația cu Dumnezeu, relația dintre frați și relația cu lumea. Ce-i biserica? Biserica este o realitate în care Dumnezeu locuiește și prin care Dumnezeu lucrează. Lucrează în sânul ei și lucrează prin biserică în afara ei la lărgirea împărăției lui Dumnezeu. Biserica este o realitate în care Dumnezeu locuiește și prin care Dumnezeu lucrează și înăuntru și înspre în afară. În ce relație se existe aceste trei dimensiuni? Dragii mei, de foarte multe vreme între noi stă o imagine. Ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne împrăștiem să-L facem cunoscut pe El. Ne adunăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu și am pus Scriptura între noi. Nu ne adunăm în jurul Coranului, dragii mei. Nu ne adunăm în jurul la nimic altceva. Ne adunăm în jurul adevărurilor Scripturii. De ce? Să cunoaștem căile Domnului, să întărim relația noastră cu Dumnezeu. Ce-i viața veșnică? Să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis Tu. Dar apoi ne împrăștiem. Noi nu stăm aici toată noaptea și toată viața. Ne împrăștiem acolo unde s-a rugat Hristos să ne lase Dumnezeu Tatăl. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cer rău. Ce ai vrut să spui, Madalina? A întrebat Tavi. Am vrut să spun că ar trebui să fiu lumină și sare acolo unde m-a așezat Dumnezeu. Să fiu preot mai întâi pentru El și restul El îmi dă pe deasupra dacă eu caut mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. Dar în același timp, dragii mei, relațiile dintre noi sunt impactul pe care noi îl avem într-o lume care se dezbină pentru că fiecare aleargă după interesele Lui. Observați rolul bisericii. Vârful de lance al bisericii este relația noastră cu lumea. Pentru că dorința lui Hristos este să mântuiască pe cât mai mulți. Tatăl vrea să-i mântuiască pe toți, Hristos a murit pentru toți. Dar oamenii au libertatea să spună da sau nu. Dumnezeu a pus înainte viața, înaintea noastră viața și moartea. Impactul nostru atârnă de relațiile dintre noi. Dragii mei, când noi ne bârfim unii pe alții, ne vorbim de rău unii pe alții, oamenii de afară nici nu vor să audă de biserică. Impactul nostru atârnă de lumina și sarea pe care o întrupăm, pe care suntem acolo la locul nostru de muncă. Dar observați, toate aceste lucruri se scaldă în relația noastră cu Dumnezeu. Rolul bisericii privește în afară. El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști. Toate astea arată înspre în afară. Aproape doar învățătorii și păstorii se întorc înspre înăuntru, da? La zidirea bisericii. Tavi a înșirat deja înaintea noastră toate lucrurile care decurg din aceste metafore. În primul rând, familia îți vorbește despre binecuvântarea extraordinară de a fi primit înapoi în Eden, în prezența Tatălui Ceresc, de a te întoarce acasă.
Imaginați-vă la fiul risipitor când tatăl își deschide brațele și îl ia în brațe, el care mirosea a porci, îl ia în brațe. Îl dezbracă de hainele murdare, îi pune inelul în deget, încălțăminte în picioare, taie vițelul cel gras și începe nunta, bucuria că a fost mort și a înviat, a fost pierdut și a fost găsit. Să te întorci acasă, acasă. Să nu zici Tatăl nostru ca pe o minciună, ci ca pe o realitate pentru tine. Ca pe o realitate pentru tine. Dar când cobor un pic mai jos, casă, templu, toate acestea mă încarcă o enormă responsabilitate. Dragii mei, când Ceaușescu venea în Cluj, se întâmplau minuni în orașul nostru. Se vopseau brazii uscați în verde, s-astupau gropile, s-asfaltau străzile, chiar dacă țevile erau neterminate, groapă de 4 metri, într-o noapte, totul era perfect. Imaginați-vă cum ar trebui să trăim noi când împăratul împăraților locuiește și îl purtăm cu noi în fiecare zi. Cum ar trebui să mă îmbrac, cum ar trebui să vorbesc, cum ar trebui să trăiesc. Ce incredibilă responsabilitate să fii purtător de Dumnezeu. Dar gândiți-vă la conceptul miresei. La ce te cheamă lucrul acesta? La credincioșie. La curăție. Ca turma lui Dumnezeu suntem chemați la pleca urechea, la glasul păstorului, nu-i așa? Era numer după un alt păstor. Oile mele cunosc glasul meu. Să fiu interesat, să aud vocea păstorului în fiecare dimineață când mă scol. Dacă cobor un pic mai jos la misiunea noastră între noi, dragii mei, suntem chemați la slujire și zidire și în afară suntem chemați la mijlocire și rodire. La mijlocire și rodire. Aș putea trece prin fiecare, ne vom ocupa de fiecare în parte la vremea potrivită. Dar dați-mi voie să amintesc doar una dintre ele. Binecuvântarea de a te putea întoarce acasă. Ca fiul risipitor. Și noi am zis tatălui, dă-ne parte de avere. Și am plecat, dragii mei, în lume și ne-am risipit viața și averea tatălui și am ajuns la porci. Și acolo, în durerea noastră, privind la porcii care satul căroșovecăle pe care nimeni nici măcar nu ni le dă, ne-am zis, în casa tatălui meu este miros de pâine caldă, în casa tatălui meu și argații au ce mânca și au bucurie. Și eu stau aici. Și a venit în fire și a zis, mă voi întoarce la tatăl meu și îi voi spune, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta, nu sunt vrednic să mă primești ca pe fiul tău, ți-am risipit averea, primește-mă ca pe un argat al tău. Știți restul istoriei. Dragii mei, imaginați-vă binecuvântarea extraordinară de a fi primit acasă. Știți ce spune Biblia? Prin frângerea trupului său s-a deschis o cale nouă și vie spre casă. Și suntem invitați să ne apropiem cu o inimă curată, cu trupul spălat, cu apă curată, să ne apropiem de Tata. Aduceți-vă aminte doar de textul care l-am citit dimineață. În El sau prin El, în Hristos, și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un singur Duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Wow! Oameni din casa lui Dumnezeu. Când se coboară noul Ierusalim în Apocalipsa, capitolul 21, textul spune, îmbrăcată ca o mireasă, împodobită ca o mireasă pentru bărbatul ei, până și tatăl stă în picioare să-și vadă mireasa fiului său. Să vadă biserica. Nu mai suntem nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Hristos. Dragii mei, vă las să vă gândiți la celelalte
lucruri care derivă din metafore. Gândiți-vă la responsabilitatea extraordinară pe care o avem. Vă îndemn, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. În 1 Ioan, capitolul 3, primele 3 versete, vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu, să numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște. Nu l-a cunoscut nici pe el. Dar noi suntem copiii lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el. Oricine are nădejde aceasta în el, se curăță. Se curățește după cum el însuși este curat. Gândiți-vă la celelalte implicații din metafore. Dar dați-mi voie să mă apropii de cina Domnului. Sărind peste ele, să lăsăm loc pentru ceea ce urmează în lunile viitoare, dacă vom trăi. Binecuvântare, responsabilitate, credincioșie, ascultare, mijlocire și rodire, slujire și zidire. Toate aceste lucruri ar trebui să se întâmple în biserica pentru care a murit Hristos. În biserica pentru care a murit Hristos. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, eu voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. M-aș trage deoparte să vedeți tabloul din fața noastră. L-am întrebat pe Iurie, de ce de o vreme îi plac culorile astea negre? Și mi-am dat un răspuns, nu știu dacă e și răspunsul lui, dar am zis, de când umblă în penitenciar și învață pe cei de acolo să picteze, a început să vadă murdăria acestei lumi, dragii mei. Și de atunci toate culorile lui încep să fie grele și negre. Dar el a dat un alt răspuns. Mi-a spus, cum se va vedea albul imaculat fără acest contrast? Dar dacă vă veți apropia de tablou și veți vorbi cu el, veți vedea că pe masa aceasta, care este o invitație pentru noi toți, sunt o serie de măști care ard în flăcări. Cu alte cuvinte, când deschizi ușa celui care bate și te întâlnești față în față cu el, nu uita, totul este gol și descoperit înaintea celuia cu care avem a face. Cu alte cuvinte, marele preot, când intra în prezența lui Dumnezeu, despuia toată slava de pe el, își dădea jos diadema, epoleții, pieptarul judecății, până și efodul cu ciucurii de aur și cu clopoței, și intra ca un cerșetor în prezența Domnului, cu sângele jertfei în mână. Pretențiile și măștile n-au ce căuta la cina Domnului. Dragii mei, textul nostru spune, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Și v-aș întreba, ce aș putea descoperi în mine dacă mă cercetez în lumina reflectorului Duhului Sfânt? Că merită să întind mâna? Că pot veni să zic, tată, pe mine ești obligat să mă primești, ce frumos sunt? Nu. Voi descoperi, dragii mei, nevrednicia mea de a întinde mâna după pâine și vin. Singurul lucru care ne cere Dumnezeu nu este să fim vrednici când venim la masa Domnului, ci să luăm în chip vrednic. Și a lua în chip vrednic înseamnă a lua cercetat, nu necercetat. Deosebind trupul Domnului și nu călcând peste trupul Domnului. Recunoscând că am nevoie de jertfa lui Hristos, că e singura mea nădejde, că doar așa pot fi primit de Tatăl. Și când vin așa, ne adunăm la cina Domnului ca să devenim mai buni, nu mai răi. Pentru că suntem iertați de El și Duhul lui Dumnezeu are libertatea să lucreze în noi. Și atunci putem citi cu bucurie și versetul 21. Celui ce va birui. A birui înseamnă a pune măștile pe masă și a lăsa focul lui Dumnezeu să le ardă. Să le ardă. A veni așa cum sunt, așa cum ești. Celui ce va birui, îi voi da să șade cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie.